Accidentul aviatic din Munții Apuseni a marcat o țară întreagă. Două persoane și-au pierdut viața, iar cifra ar fi putut fi și mai tristă dacă nu apăreau ei salvatorii, oamenii simpli, locuitori ai comunei Horea, care nu au stat cu mâinile în sân și au reușit astfel să salveze viața a 5 oameni. Gestul lor va fi răsplătit și de către Înalpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, cu cea mai înaltă distincție și anume Crucea Arhiepiscopală pentru Mireni. Pentru a onora gestul de înaltă omenie, de respect deplin pentru esența ființei umane și pentru valorile spirituale a celor 11 persoane din comuna Horea care au intervenit pentru salvarea pasagerilor din avionul prăbușit în Munții Apuseni, Înalpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a decis să le acorde Crucea Arhiepiscopală pentru Mireni, cea mai înaltă distincție pe care Arhiepiscopia o poate acorda persoanelor din afara clerului, precum și daruri și diplome de apreciere. Distincțiile vor fi înmânate duminică 26 ianuarie la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, la finalul Sfintei Liturghii, de către Înalpreasfinția sa, Înalpreasfințitul Părinte Irineu. De asemenea, în cadrul slujbei se va rosti o rugăciune de pomenire a celor două persoane care și-au pierdut viața în accidentul aviatic, pilotul Adrian Iovan și studenta Aurelia Ion. În Biserica Ortodoxă Română, distincțiile sunt acordate clericilor și credincioșilor ca expresia prețuirii și recunoștinței publice și pentru recompensa morală a strădanilor și rezultatelor activității în diferite domenii ale vieții bisericești sau sociale în sprijinul bisericii și al aproapelui.